Ok, deci, ați regretat vreodată o situație din trecut? V-ați fi dorit o a doua șansă? Să nu faceți acea greșeală? Ei bine, eu vă pot ajuta să vă antrenați într-o situație pe viitor, pentru că nu putem da timp înapoi, calmați-vă, vă rog, nu. Deci, înainte de toate, vă prezint echipa noastră. Managerul nostru, Luca Volentir, programatorii noștri, Sergiu Stoian și Alexandru Sanda, web designerul, Timo Vlad, și game designerii, Smaranda Boicu și Amina Kamaki, adică eu. Împreună am creat și storyline-ul. Deci, ce este Epsilon? Epsilon este un joc de tip visual novel. Ce este visual novel? Este un joc în care relația dintre player și personajul principal este prezentată în evoluție în funcție de alegerile acestuia. Ok. În continuare, am pregătit un mic clip care să vă pună la curent cu chestiile pe care le-am făcut noi joc și să vă facă să-l folosiți la capacitate, să vă bucurați de el. Bun. Imediat ce începe. O să vedeți că are și un start screen. Ca orice joc pe care l-ați jucat și o să-l jucați, are un start screen. Mulțumesc pentru play, da? Bun. În start screen o să putem alege fie opțiunea de new game, fie opțiunea de load game, în cazul în care ați jucat anterior și vreți să continuați un proiect jucat anterior, așa, după care o să trebuiască să alegeți între personajul feminin, masculin sau să încercați să pătrundeți în tutorial. În cazul în care o să alegeți personajul feminin, masculin. În cazul în care o să alegeți personajul masculin, o să faceți cunoștință cu Zao, un tânăr foarte nehotărât, care își contestă fiecare decizie și trebuie să-l ajutați să o ducă la bun final. Din păcate, caracterul feminin e în lucru și urmează să fie updatat în cel mai scurt timp. În modul tutorial, o să faceți cunoștință cu posibilitățile jocului, astfel încât să vă bucurați la capacitatea de el. Și în link-ul afișat puteți downloada jocul și găsi alte detalii legate de echipa noastră. Mulțumesc! Scopul jocului nostru. În primul rând, scopul jocului nostru este simplu, și anume entertainmentul. În al doilea rând, este cineva din sala asta care n-a putut continua conversație cu o persoană de sex opus? Cineva? Eu pot să zic că am fost o persoană de genul și de asta am dezvoltat acest proiect de jocul de tip simulator. Partea bună este că poți să o iei de la capăt, în contrast cu realitatea în care trebuie să suferi, să-ți regreți toate deciziile. Ok, despre desfășurarea realizării acestui proiect. Ne-am întâlnit, ne-am înțeles, ne-am și contrazis. Am alegat să facem cât mai multă treabă, am pus în balanță avantajele și dezavantajele deciziilor pe care am vrut să le luăm, am privit din mai multe perspective și cel mai important lucru este că am învățat o grămadă de lucruri noi. Prima oară am făcut foarte multe research-uri, după aia ne-a venit o idee, am făcut research-uri pe baza ideii, ne-am luat notițe, am început să lucrăm propriu-zis la proiect, ne-am respectat deadline-urile, am tras la țintă, am obținut ce am vrut și am învățat o grămadă de lucruri noi, precum am spus, și suntem foarte mândri că am făcut parte din acest proiect. L-am repetat cu nicio ezitare și sperăm că ne-am ridicat la nivelul așteptărilor. Ok. Prima oară ne-am întâlnit într-o sâmbătă, la începutul lunii noiembrie, după care au urmat 35 de call-uri pe Skype, dintre care 10 le-am făcut cu mentorul nostru, în care am decis detalii importante, deadline-uri și alte chestii. După care, 25 de call-uri le-am făcut pe cont propriu, în care am realizat jocul propriu-zis. Acum vă prezint un fel de tutorial de creare a unui personaj feminin. Deci, în primul rând, trebuie să creați o schiță simplă, apoi să scădeți opacitatea acestuia. Alegeți 3 culori de bază pentru păr, ochi și piele, apoi să derivați din acele culori niște nuanțe mai deschise și mai închise pentru a le combina, pentru a crea efectul de view, de un desen mai realist. Da. Da. Fiți atenți la păr, oricum nu prea mă pricep eu prea. Așa. Și nu uitați de retușuri și la final adăugați părul, e mult mai simplu, e mult mai convenient pentru voi, sincer. Da. Tutorial de mine. Da. Mulțumesc. În urma acestei experiențe, acestui proiect, ne-am împrietenit și ne-am lărgit aria de oportunități. Cel mai important lucru pentru noi, după sfârșirea acestui proiect, ne-a rămas faptul că ne-am împrietenit și această experiență pe care nu o să o uităm niciodată.
Vă mulțumim!